tinerii de azi sunt ascobosiți, să vezi ca să se odihnească. Deci să facă mișcare asta. Și eventual să ai exemplu, dacă le dai sfatul, nu le accepta. Mai eventual exemplu. De 48 de ani, am 91 de ani și 4 zile. Am fost anul trecut, am împlinit 90 de ani în Australia. Am luat 2 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Iar anul ăsta am fost în Danemarca și am luat 2 medalii. Care este secretul ca la 80 de ani să fiți atât de sprinten? Da, pe mișcarea. Zilnic fac sau tenis sau alergat. Când ați început să alergați? 1951. Și cum? La Sighetul Marmației, la primul cross 7 noiembrie. Nu e așa de greu, e important să ai voință și puțină grijă și din asta la alimentație, ca să te ajute să poți să alergi. Eu am 68 de ani împliniți, am alergat în studenție, dar sport la veteran de 10 ani. Acum sunt în al 10-lea an când vin la dumneavoastră la Alba Iulia, reprezint primăria Gurghiu și Valea Gurghiului. Și cât de greu este la vârsta dumneavoastră să alergați? Nu e greu deloc, e plăcut și este frumos. Câți kilometri alergați pe zi când vă pregătiți? Când mă pregătesc, 20 de kilometri pe zi, cu o zi pauză. În anul 2017 până acum am notație în agenda, alergați 1546 de kilometri. 70 de ani am și m-am dat de alergat în urmă cu 25 de ani la primul maraton al Bucureștiului. De atunci am făcut toate maratonele Bucureștiului, deci până anul ăsta. Ați alergat mii de kilometri? Da, mii de kilometri, dar până lângă asta am alergat și semi-maratoane. Numai anul ăsta am 5 semi-maratoane alergat. Maratonul. De anul trecut alerg, fac în fiecare zi 4 km. Și cel mai benefic sport pe care l-am cunoscut, dar n-am crezut până la 58 de ani că va fi sportul cel mai bun. La 100 de ani de când s-a făcut unirea, la asta România.